Businessul românesc este serios perturbat de amploarea tensiunilor de la graniță. În 2 ani se vor produce daune ireparabile asupra agriculturii românești. Vom avea în principal mărfuri ucrainiene. Mărfurile românești vor trece în plan secund și vor fi coborâte la nivel de preț al celor ucrainiene, arată o analiză a Clubului Fermierilor Români. Toată logistica este orientată spre extracția de mărfuri ucrainiene. Pe de altă parte, retragerea certificatului de sănătate veterinară este o decizie care anulează posibilitatea de a mai controla calitatea mărfurilor ucrainiene și destinația acestora și riscăm intrarea pe teritoriul Uniunii Europene a unor mărfuri periculoase în ceea ce privește standardele de siguranță alimentelor și a hranei pentru animale. Sunt câteva din concluziile prezentate de Clubul Fermierilor Români în fața membrilor delegației Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European aflați în România. Mergem la Cezar Gheorghe, analist senior al Clubului Fermierilor Români. Bine ați venit! Bun găsit! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag vă mulțumim că vă avem aici alături la Ce câștigați la Alef Business. Care sunt principalele puncte nevralnice pe care le-ați identificat în analiză? Avem pe de o parte presiunea fluxului ucrainean de marfă care traversează România. Și acesta, să știți, este efectiv segregat în două. Primul este vorba de marfa ucraineană cumpărată înainte de război și vorbim aici de lunile noiembrie, decembrie, poate și ianuarie, care s-a achiziționat la prețuri, să spunem, reduse față de cele de după începerea războiului, iar acum cumpărătorii, care știm cu toții că sunt filiale globale ale multinaționalelor care sunt reputate de altfel în comerțul cu cereale și oleaginoase la nivel global, încearcă să și le scoată, să și le extragă din Ucraina. Acest lucru este, să spunem, reprezintă un segment de circa 70% din ceea ce vedem noi ca și flux ucrainean în acest moment, pentru simplu motiv că acea marfă trebuie să iasă. Un contract, să spunem, încheiat cu un fermier, da, ucrainean, are o clauză de forță majoră care nu exonerează, practic, fermierul de execuția contractului, ci doar amână până se poate livra acea marfă. Deci el este în continuare responsabil de livrarea mărfii. Mai mult decât atât, fermierii ucraineni nu și-au încasat banii pe acele mărfuri, firește, pentru că nu au fost livrate și se află într-o poziție astăzi, dacă putem atinge puțin și problema asta, de lipsă de lichiditate. Lichiditate în fermă care să le asigure continuitatea ciclului de producție. Revenind la ceea ce ne interesează pe noi, diferența de 30% este reprezentată de, să spunem așa, intermediarii sau comercianții ucraineni care presează efectiv pe frontierele românești cu marfă la prețuri foarte reduse. Amândouă aceste segmente, da, beneficiază de această eliminare a certificatului sanitar veterinar, lăsând loc, practic, intrării în Uniunea Europeană și în special în România și Polonia, care sunt țările, să zicem, principal beneficiare, între ghilimele, a acestui flux ucrainean, ale unei mărfi care nu are niciun pic de trasabilitate. Readuc un pic în discuție sezonul 2021, când porumbul ucrainean a fost recoltat cu umidități de între 18 și până la 24% procente. Este un nivel foarte mare față de standardul de depozitare și de comerț de 14%. Din cauza costului foarte ridicat și a disponibilității uscătoarelor și a costului ridicat a gazului în acea perioadă ca și astăzi, mulți fermieri ucraineni nu au uscat acea marfă în condiții proprii și au depozitat-o în magazin. Acolo se dezvoltă micotoxinele, se dezvoltă aflatoxina care este dăunătoare pentru consumul uman ca și pentru consumul în domeniul furajer. În mod practic, lipsește această trasabilitate sub toate formele ei. Noi nu putem identifica ce, cum și în ce fel. S-a deschis o cutie a Pandorei, iar această marfă traversează România oprindu-se cu mult discernământ, o spunem, la procesatorii locali ca și la procesatorii din Polonia. Toate noi știm că Polonia are o industrie de procesare mult mai dezvoltată ca a României. Mai mult decât atât, aceste fluxuri de marfă efectiv au preluat toată logistica românească și o spunem cu multă răspundere. Vorbim aici de unități de transport pe calea ferată, pe calea terestră și pe calea fluvială, astfel încât au dublat efectiv costurile logistice românești. Toate se reversează în buzunarul fermierului român pentru simplu motiv că presiunea de preț mai scăzut din Ucraina, asociată cu un cost logistic mai mare, se discountează din prețul pe care îl obține fermierul român pe marfă. Portul Constanța, în momentul în care vorbim acum, este efectiv blocat. Pentru simplu motiv că este foarte multă marfă, trebuie segregată pe categorii, pe calități și navele au un program în care vin. Nu vin așa ca o mașină pe stradă.
Fiecare exportator are un program de export cu nave aliniate frumos, care sosește în termen. Deci, efectiv, suntem perturbați foarte serios și noi am propus, pentru că am anticipat acest lucru încă de dinaintea, să spunem, începerii războiului, să fie segregate fluxul ucrainean de fluxul românesc. E în tranzit? Foarte bine. Să vedem dovada că este în tranzit, să vedem destinația, nu cum ni s-a răspuns de către niște domni care fac comerț cu cereale la nivel, să spunem, global, cum că ei nu știu care e destinația mărfii. Ba da, domnilor, știți, pentru simplu motiv că nu poți să acumulezi 100.000 de tone în portul Constanța și să nu știi unde merg acele mărfuri, pentru că portul Constanța este un port de tranzit, nu este un mediu de stocare și ar trebui, practic, marfa în tranzit să fie, practic, împărțită în procentaje, atâta românească, atâta cu proveniență ucraineană, iar ceea ce intră din Ucraina ca să fie extras, să fie segregată și depozitată pe teritoriul României până să termină, practic, fluxul nostru de export undeva în lunile, nu știu, decembrie, ianuarie, astfel încât noi să ne putem desfășura efectiv activitatea în liniște. Apoi, firește, poate fi exportată și acea marfă, acelei mărfi, care îi putem garanta o segregare pe condiții calitative, o depozitare conformă și o pază în cele din urmă, pentru că și despre asta este vorba în agribusiness. Cu ce propuneri vine Clubul Fermierilor Români pentru diminuarea presiunilor logiste și comerciale asupra agribusiness-ului din România? Noi am înaintat, practic, un set de propuneri defalcate foarte bine și ordonate foarte bine, riguros, procedural și operațional, începând de la frontieră până la depozitare sau la livrare în portul Constanța. Firește, avem nevoie în acest caz, în primul rând, de acordul, să spunem, Ministerului nostru de resort și implicarea lui, ca și de comunicarea foarte transparentă cu entitățile ce tranzacționează aceste mărfuri în Ucraina sau, cel puțin, Ministerul de Resort ucrainean pentru a dirija și pentru a practica fluidiza această mărfă. Pentru că asta situația descrisă și cine mă cunoaște știe că nu folosesc cuvinte dramatice, este un total haos. Fiecare intră pe unde poate, cum poate, în ce fel poate și plătește oricât ar fi, numai să ajungă cu marfa într-un loc sau altul. Noi am luat legătura ieri cu câțiva broker ucraineni de marfă, care ba oferă, ba nu oferă, nici ei nu știu de ce este haos și aici și de cealaltă parte a frontierei. Mulțumim pentru informații.